Bună seara, sunt Georgia Pietreanu. Bun găsit la informațiile despre vreme. Să mergem în Europa. Să știți că vremea se menține închisă, va ploua în sud-vest, iar pe suprafețe mici, pe lângă ploi, va fi lapoviță și ninsoare în partea central-vestică. În zonele joase, izolat, se va forma ceață. La noi, în această noapte, cerul va fi acoperit de nori în sud, în est, parțial și în centru. În sud-vest, chiar dacă valorile termice vor fi peste normalul perioadei, va ploua, iar la munte vor predomina ninsori. Temperaturile minime se vor situa între minus 4 și 7 grade. Mâine rămâne rece în nord-estul țării, în partea de sud va fi înnorat, va ploua slab sau va burnița. În Moldova, trecător, vor fi și precipitații mixte, iar la munte, ninsori, lapoviță. O să bată vântul și s-ar putea depune polei. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 grade în nordul Moldovei și 11 în dealurile din Banat și Crișana. În capitală, la noapte, mâine sunt anunțate ploi slabe, s-ar putea forma ceață și maxima, iată, nu va depăși în jur de 5 grade. De marți mai cresc valorile termice, vom avea în jur de 7 grade, dar să știți că vremea va rămâne închisă și ori va ploa slab, ori va burnița. Miercuri va fi înnorat, dar temperatura mai urcă până spre 10 grade, din nou sunt anunțate ploi slabe sau burniță. La munte, în stațiuni, vânt, nori și ploi, pe lângă ploi va fi lapoviță și ninsoare. La Sinaia, iată, maxima mâine va fi negativă, la fel ca și astăzi, în jur de minus 1 grad. La predeal vom avea în jur de 1 grad, la Păltiniș 0 grade și Stâna de Vale 5. Marții, temperaturile cresc în toată țara și se vor situa între 4 și 11 grade. În jumătatea de vest va rămâne norat și va ploua, la munte, la altitudini de peste 1400 de metri va continua să ningă, iar în restul zonei montane vor fi ploi, lapoviță și ninsoare. Miercuri, ploile se mută în sud-vest, în centru și în est. La munte vor predomina precipitațiile mixte, iar vântul o să sufle cu putere pe creste. Maximele vor fi cuprinse între 3 și 13 grade. Pe arii restrânse se va forma ceață. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară bună!